Legendele Olimpului, volumul 1, intitulat Zeii, de Alexandru Mitru. Capitolul Călătoria lui Zeus pe Pământ. După ce Zeus pedepsise atât de greu pe muritori, trimițându-le în cutia înșelătoare a Pandorei boala, durerea, suferința și alte rele fără număr, tot nu era împăcat cu sine. Faptul că oamenii aveau în stăpânirea lor focul ceresc îl mânia, iar în urechi îi suna încă râsul lor plin de voioșie din acea zi de la Mecona, când Prometeu îl păcălise și îl făcuse de ocară. Le-a poruncit, deci, să-i ridice altare multe, temple mari și să-i aducă sacrificii. Și în primul rând, el a trimis într-o pădure din Dodona o porumbiță fermecată, cu pene negre ca tăciunii. Ea s-a lăsat într-un stejar, pe o cracă lungă, și a început să glăsuiască oamenilor. Vorbea cu voce de femeie. Voi, oamenii, spunea porumbița, faceți aici un oracol. Vântul când va sufla prin frunze, vântul trimis de însuși Zeus și murmurul izvorului au să vă aducă pe pământ poruncile stăpânului. Dar poate nu vom înțelege sursurul vântului prin frunze, nici șopotul izvorului, au răspuns unii dintre ei. Preoții cei orânduiți ca să-l slujească pe stăpân au să vă tălmăcească totul, a rostit iarăși porumbița. Voi aveți doar să ascultați poruncile lui înțelepte. Altminteri o să suferiți pedepse înfiorătoare, cum suferă și Prometeu. La vorbe din acestea, mulți s-au cam încrâncenat de ciudă. Toți îl iubeau pe Prometeu și deplângeau prea cruda-i soartă. Totuși, pentru că se temeau de Zeus, i-au ascultat poruncile primite prin preoții săi, care slujeau oracolul, i-au înălțat altare multe și temple mari strălucitoare. În cinstea lui, precum dorea, s-au pus la cale jocuri, lupte, concursuri și serbări vestite, numite apoi Olimpiade. Zeus, văzându-și templele, părea ceva mai mulțumit. Privia triumfător din slavă și se gândea că s-au plecat în fața lui toți muritorii. Ținea, cu toate astea, fulgerul său necruțător, gata să-l zvârle fără milă către pământ, de-ar fi aflat cel mai mic semn de împotrivire. Era deci Zeus mulțumit, când iată, vine zeul Hermes și îi aduce în Olimp vești nu prea îmbucurătoare. Nu râd pe față muritorii, spunea Hermes la ureche, însă zâmbesc cu înțelesuri nu prea de cinste pentru tine când ți se pleacă la altare, când duc ofrande templelor. Iar uneori e drept că numai așa, pe încetul, pe șoptite, pun la îndoială înțelepciunea zeilor noștri din Olimp. Zeus și-a preschimbat sceptrul de aur într-un toiac de lemn de corn. Mantia lui sărbătorească, țesută de mâna Atenei, a prefăcut-o într-o haină de om sărac și necăjit. Sub haină, însă și-a vârât fulgerul cel scântâietor și a pornit apoi prin lume. A luat-o întâi și întâi prin munți către Arcadia Ferice. A străbătut înaltul Menala, un munte potopit de fiare, apoi Cilene și Liceul, cel tot învăluit în brazi, și-a ajuns în Arcadia. Era la vremea când Amurcul aducea după sine noaptea cea misterioasă pe pământ. Acolo a cerut adăpost, sub un acoperiș măreț, palatul regelui Licanon și a dat semne tuturor că el este stăpânitorul. Temeți-vă, le spunea aspru, acel pe care îl ospetiți nu-i om de rând și s-ar putea să fie un zeu. Numai că regele Licanon ura pe zei și s-a gândit, stai, am să pun la încercare puterea-ți, călătorule, și-a hotărât să îl lovească în timpul nopții pe ascuns. Mai înainte ca să râdă, a vrut și să-l bat jocorească. I-a dat bucate să mănânce din carnea unui rob ucis. Să văd și eu dacă-și dă seama zeul acesta îngânfat de carnea înfulecată la masă, a spus nechipsuit Licaon slugilor sale din palat. Acum, fie că a fost trădat, fie că Zeus cu puterea-i a prins de veste înșelăciunea, destul e că s-a înfuriat și a trântit talgerul plin cu rușinoasele bucate. Nemernice, i-a strigat el, crima ta este fără margini. Vrei să-l răpui pe însuși Zeus, pedeapsa mea te va ajunge. Și-a scos fulgerul său groaznic de sub mantie și a lovit. Palatul regelui Licanon a ars până în temelii, iar regele, când a încercat să mai rostească un cuvânt, a și simțit cum glasul lui se schimbă în urlete de fiară. Trupul i s-a învelit în blană, brațele și picioarele s-au prefăcut și ele în labe. Licaon s-a făcut un lup, o fiară cruntă ce a fugit să se ascundă prin păduri.
De acolo, Zeus a umblat din țară în țară până când a ajuns și în Frigia. Era acum însoțit și de pristavul său Hermes. Mergând așa, într-o bună zi, zeii au intrat într-un sat. Zeus, având toiagul în mână, se înfățișa ca un bătrân sărac și foarte obosit. Hermes, la fel de zdrențuit, se prefăcea că-l sprijină. Mergeau prin praful drumului. Se arătau nepăsători, însă cu ochii cercetau iscoditori orice loc, pe prispe, prin ogrăzi, pe drum, să vadă tot ce se întâmplă. Era la ceasul când drumeții își căutau un acoperiș să poată înopta tihniți. Cerul era imens și roșu ca o tipsie de aramă. Prin arborii grădinilor se cerneau ultimile dâre din ziua care încet trecea, lăsând în urmă numai pete întunecate de rugină. Murmurul cel molcom al serii chema pe oameni la odihnă. Tot cercetând cu grijă satul, au ajuns lângă o locuință. O locuință arătoasă, ținută bine, pe stâlp groș, cu trepte largi și acoperită în chip temeinic cu șindrilă. Prin curte mugeau vite grase ce se întorseseră sătule de la pășunile din deal. Erau boi mari, cu părul alb, bivol cu coarnele întoarse și cai puternici, murgi și roibi. Oile behăiau cu minți într-un saivan mai la o parte. Caprele, ca de obicei, săltau tot neastâmpărate și nesătule mai rupeau mlădițe de lângă zăplaz. În cuhnia din dosul casei se auzeau zgomote de vase. Stăpâna pregătea mâncarea. Fumul se ridica alene în lungi fuiare cenușii. Mirosul calde, ațățătoare de carne friptă și fierturi, gâdilau nările lui Zeus. Nemai putând răbda ispita, a și bătut de grabă în poartă. Hei, oameni buni, ne găzduiți? Vă întreb în numele lui Zeus, stăpânitorul din Olimp. Nu i s-a dat niciun răspuns. Poate că oamenii aceia nu auzeau în larma curții sau poate nu voiau să audă numele ce li se rostea. Atunci, zeii blestemând au luat-o iară mai departe. N-au mers prea mult și în calea lor s-a arătat un alt lăcaș. Aici femeia mulgea lapte, un lapte gros de bivoliță, tocmai cum îi plăcea lui Zeus. De aceea a strigat la gazdă. Deschide numele lui Zeus, își cerem să ne ospetești. Numai că gospodina aceea era grăbită peste poate. Ridicând capul către Zeus, a răsturnat un vas cu lapte. S-a supărat și a răspuns. Plecați de aici, am răsturnat din cauza voastră un șiștar. Vedeți-vă de altă casă. Și tot așa, nu știe nimeni cum s-a întâmplat în acea seară, că dânsii n-au găsit niciunde un adăpost și nici ca-i hrană, deși le spuneau tuturor că vin în numele lui Zeus. Tocmai se pregăteau să-și facă culcușul pentru acea noapte, într-o căpiță înmiresmată de fân, ce se afla pe câmp, când iacătă o luminiță. Uitându-se ceva mai bine, au înțeles că e o colibă, cea mai sărmană dintre toate câte văzuseră în sat. Hermes s-a apropiat de ușă și a bătut ușor în ea. Ușa micuță s-a deschis încetinel și scârțâind. În prag s-a arătat un chip. Un chip cu minte de bătrân și în urma lui o bătrânică. Poftiți, poftiți în casa noastră, au rostit ei, fără să întrebe măcar o vorbă pe drumeți de unde vin și cine sunt. Cei doi bătrâni, așa de buni și primitori, se numeau Filemon și Baucis. Deși erau atât de în vârstă, rar să fi fost pereche în lume mai strâns unită decât ei. Se îndrăgiseră din vremea când amândoi erau copii. Mai târziu, se legaseră prin lanțul dulce al căsniciei și rămăseseră împreună 60 sau 70 de ani, dacă nu poate și mai bine. Iar lumea îi dădea drept pildă de căsnicie trainică. Fetelor când se măritau, părinții le făceau urarea. Să fii la fel de fericită în anii tăi de căsnicie, cum este doar bătrâna Baucis. Băieților la însurătoare, părinții le spuneau la fel. Să fii iubit ca Filemon de credincioasa lui soție. Și dacă e să vorbim drept, nu avuseseră bătrânii niciun belșug în viața lor. Coliba în care locuiau era din trestie uscată, cam coșcovită și aplecată și învelită cu șovar. Alături de coliba lor era un petic de grădină, tăiat în două de un pârâu. Aici lucra de dimineață și până în seara Filemon, săpând și cultivând legume sau îngrijind pomii și vița care creșteau la marginea pământului ce-l stăpâneau. Erau săraci, dar acest lucru nu îi împiedica deloc să își găsească mulțumirea în dragostea ce îi lega, în înțelegerea deplină ce domnea veșnic între ei. Așa se face că puteau să îndure orice necazuri și lipsuri grele, fără teamă sau plânsete zadarnice.
scăpa, uneori mai ajutau și pe alții, că aveau nevoie fie cu roade din grădină, fie cu sfaturi înțelepte. În casa lor nu se găseau slugi și stăpâni ca pe la alții. Singuri își porunceau și tot ei își aduceau la îndeplinire sârguincios poruncile. Aceștia erau pământenii la care Zeus și cu Hermes au poposit în acea seară. Cu fețe calde, primitoare, cu firea lor deschisă, bună, i-au poftit grabnic în colibă pe cei doi mândri olimpieni, fără să cate nici la haine, nici la cuvinte sau la fețe. Pa tocmai fiindcă olimpienii păreau trudiți, săraci, flămânzi, cei doi bătrâni s-au arătat mai săritori, ca întotdeauna, mai dornici să-i primească bine. Iar Filemon i-a îmbiat: "Uitați-vă, lăvița asta, ședeți și odihniți-vă de osteneala drumului cât timp o să pregătim masa." Baucis a întins pe scândură o pătură din lână moale, țesută chiar de mâna ei, apoi s-a repezit la vatră, dezvelind din cenușă jarul, a pus pe jar frunze uscate, surcele și un lemn mai gros, suflând din răsputeri întrânsul. Focul a pâlpâit pe încetul, iar când a ars cu vâlvâială, Baucis a potrivit deasupra-i un ceaun mare plin cu apă. În vremea asta, soțul ei i-a adusese din grădină legume proaspete pe care le-au și pus în ceaun să fiarbă. Filemon a mai coborât și o bucată de slănină, care stătea de mult în grindă, păstrată pentru sărbători. Din ea a retezat bătrânul o felioară, nu prea groasă, și a dat drumul în fiertură, să-i dea gust puțin tel mai bun. Pentru că masa întârzia, gazdele, ca să înșele vremea, stăteau cu aspeții de vorbă, glumind și arătându-se vesel și binevoitori. Filemon a turnat apă caldă într-un lighean din lemn de tei. S-a aplecat singur de șale să spele după datină picioarele drumeților. Pe urmă a luat un covoraș, cam învecheat și rost de timp, și totuși cel mai bun din casă. L-a așternut frumos pe patul unde urma să doarmă zeii. Umblând grăbită, bătrânica ștersese masa cu un mănunchi de mentă strânsă din grădină, iar pe masă adusese măsline puse în saramură, cicoare, napi, prânză de vaci și ouă coapte în spuza caldă. Și într-un vas larg pusese vinul destul de vechi și aromat. În fața fiecărui zeu era câte o cană mică din lemn de fag și smălțuită cu ceară albă de albine. După gustare a împărțit fiertura caldă de legume. Pe urmă a adus bătrânul un coșuleț umplut cu fructe. Erau acolo nuci, curmale, prune ca și pietre scumpe, struguri cu boabe mari și roșii, smochine dulci și la mijloc un fagure de miere albă. Nu mai știau cum să-i slujească pe cei doi oaspeți, ce să le dea, cum să-i îmbie. Mai ales Filemon, bătrânul, le-a turnat vin pe neîncetat. Dar ce să vezi, oricât turna vinul în căni, vasul de lut rămânea plin. Stăpânul cerului dăduse în acest fel un semn că este un prea puternic olimpian. Filemon a priceput semnul. Chemând-o lângă el pe Baucis, s-au plecat zeilor cu teamă. Amândoi și-au cerut iertare că cine a fost prea săracă. Pentru că în coliba lor aveau și o pasăre, o gâscă, s-au repezit să o prindă iute și să o gătească zeilor. Numai că ei erau bătrâni, picioarele le tremurau, iar gâsca era sprintenă. Sărea în colibă aici și colo și gâgâia înfricoșată. Ba, parcă presimțindu-și soarta ce o pândea, pasărea și-a căutat scăpare chiar sub picioarele lui Zeus. Acesta însă i-a oprit: "Lăsați-o, nu o sacrificați, este destul tot ce ne-ați dat." Și Zeus, mulțumit în sine pentru că a fost recunoscut, a mai rostit bătrânilor: "Ați fost pentru noi gazde bune. Vecinii voștri însă nu ne-au primit ca oaspeți precum se cuvenea, deși cerusem adăpost în numele Olimpului. Pentru nelegiuirea asta ei au să fie pedepsiți. Numai pe voi vă vom cruța, dar trebuie să ne urmați pe muntele din apropiere." Bătrânii cunoșteau prea bine că nu e chip să stea împotrivă când zeii hotărăsc ceva. Le părea rău de casa lor, unde trăise o viață în înțelegere deplină, dar nu aveau bieții ce face, au trebuit să se supună. Luându-și câte un toiac în mâini, au pornit după cei doi zei. Au mers ce au mers și au ajuns aproape în vârful muntelui. Atunci Filemon a întors capul să vadă ce s-a petrecut și ce osândă au dat zeii satului lor. Dar în locurile cunoscute, voința zeilor schimbase satul întreg într-un lac negru, care sclipea tăcut sub lună, închizând taina în apa sa. Priveliștea i-a îndurerat pe cei doi soți și lacrimi le-au țâșnit din ochi. "De ce ați scufundat tot satul?" a spus bătrânul Filemon. "Chiar dacă unii dintre ei greșiseră față de voi, ceilalți erau nevinovați." "Taci, Filemon," a rostit Zeus. "Osânda noastră, cum o fi, este întotdeauna dreaptă.
priviți mai bine spre coliba în care voi ne-ați ospătit. Într-adevăr, cătând bătrânii înspre coliba lor cea veche, n-au mai văzut-o. Însă pe locul unde fusese ea înainte, se ridicase o insulă. Pe insulă era un templu din marmură în care Zeus avea o statuă de aur. Porți mari sculptate închideau templul. Grădini pline de flori și rodii se întindeau în jurul său. Voi o să locuiți în templu, a glăsuit solemn stăpânul. Vreau să vă dau și o răsplată pentru că i-ați cinstit pe zei. Spuneți o singură dorință. Poate vreți aur, tinerețe sau frumusețea mult râvnită, putere, slavă sau mărire. Spuneți ce vreți și vă voi da. Filemon a privit spre Baucis, ia către el cu înțeles. Se deprinseră cu timpul să-și grăiască fără vorbe, numai privindu-se în ochi. Nu, mare Zeus, nu vreau asta, a răspuns Filemon. Aurul mult se risipește, puterea scade, tinerețea trece cu anii negreșit. Pacea și dragostea în care am viețuit cu buna Baucis sunt lucruri de neprețuit. De aceea, dacă vrei să faci unor bătrâni sărmani un dar, îngăduie să închidem ochii amândoi în aceeași clipă. Să nu vadă soția rugul pe care îmi vor arde trupul. Nici eu pe al ei nu vreau să-l văd, căci m-ar îndurera prea tare. Numai atât vă doriți? Darul acesta ni-i destul, a dat din cap bătrâna Baucis. Bine, fie pe voia voastră. Și Zeus a făcut un semn. Amândoi zeii au pierit. N-au mai rămas acolo în munte decât bătrânii. Filemon și iubita ai Baucis s-au coborât până la templu. S-au așezat în tinda lui, dorind să stea în aceleași locuri în care viețuiseră încă de când erau copii. Anii s-au scurs pe îndelete. Cei doi s-au gârbovit mai mult. Ochii li s-au încețoșat, nu mai vedeau nici la un pas. Și așa, precum spune legenda, ședeau bătrânii într-o zi pe trepte în fața templului. Niște drumeți îi întrebau despre întâmplarea petrecută odinioară în coliba unde se odihnise Zeus. Ei povesteau cu vorbă moale, tremurătoare, tot ce a fost, cum le-a schimbat coliba Zeus în acel templu aurit. Pe când vorbea așa, bătrânul a simțit că îl înfășoară o scoarță rece pe la tălpi. Scoarța creștea și către mijloc și se urca spre gât, spre cap. Baucis simțea același lucru. Înțelegând că i-a sosit sfârșitul așteptat, a spus ușor lui Filemon: soțul meu scump, a sosit ceasul, îți spun adio. Adio, a grăit și dânsul și a sărutat Olin pe frunte. Îți mulțumesc pentru credința ce mi-ai purtat-o până la ultima suflare. Și poate că și-ar fi spus cei doi bătrâni și alte vorbe de adio și de mângâiere, dar gurile le-au amuțit. În preajmă s-a făcut tăcere. Cei care se întâmplaseră să se găsească lângă ei priveau înmărmuriți. Bătrânul nu mai era om, ci se făcuse într-un stejar falnic. Baucis, în schimb, era un tei subțire, alb, cu flori micuțe, dar cu mireasmă amețitoare. Legenda spune despre templu că s-a sfărâmat bătut de vânturi, dar multă, foarte multă vreme s-ar fi văzut încă acolo cei doi copaci. Un stejar mândru și puternic ce îmbrățișa cu ramurile sale un tei cu trunchiul alb și plin de floare. Pentru prima oară, legenda stejarului de la Dodona, oraș antic din Epir, a fost scrisă de Herodot, părintele istoriei, cum a fost numit. Mai târziu, legenda a căpătat și alte variante. Și în folclorul nostru, bineînțeles, sub altă formă, anumiți eroi populari ascultă deseori glasul codrului, murmurul izvorului și află de la aceste elemente ale naturii primejdiile care îi așteaptă. Natura se solidarizează cu cauza lor dreaptă și îi ajută. Motivul legendar al stejarului de la Dodona se găsește astfel mult înnobilat și în creațiile noastre artistice populare. Nu este însă vorba ca în legenda greacă de un stejar sau un izvor prin care stăpânul lumii își trimite asprele lui porunci. Între toate templele clădite în cinstea lui Zeus, cel mai vestit era cel din localitatea Olimpia, din ținutul Elidei. Urmele acestui templu, locuri enorme și colosale, se mai pot vedea și astăzi. În acest templu măreț, sculptorul Fidias crease o statuie a lui Zeus, care era una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Era făcută din aur, abanos și fildeș și era așezată pe un piedestal enorm. Zeus ținea în mâna dreaptă o statuetă care întruchipa victoria făcută din aur și fildeș.
În mâna stângă avea un sceptru, care purta în vârf un vultur. Pe frunte, Zeus avea o cunună splendidă din cotinos, măslin sălbatic, cum se punea pe frunțile învingătorilor la renumitele olimpiade. Se povestea în legendă că Zeus însuși ceruse să aibă loc aceste olimpiade în amintirea unor concursuri la care luaseră parte fiii săi, Apollo, Hermes și Ares. La aceste concursuri biruise fiul său cel mai iubit, Apollo. De bucurie, Zeus l-a încununat pe Apollo și a hotărât ca, în cinstea și pe locul acestei isprăvi, să se alcătuiască concursuri, jocuri și mari serbări numite olimpiade din 4 în 4 ani. În realitate, cei care au pus la cale odinioară aceste jocuri vestite au vrut să le dea mai multă greutate, născocind legenda după care însuși Zeus va fi fost inițiatorul lor. Mai târziu, elinii au început să socotească timpul după olimpiade. Astfel ei spuneau, în al atâtelea an de la a 4 sau a 5-a olimpiadă s-a petrecut cu tare și cu tare lucru. Aceste concursuri numite olimpiade au căpătat atâta faimă în lumea antică, încât ele dăinuiesc precum se știe până astăzi și au loc tot din 4 în 4 ani. Scena aceasta, ca și legenda următoare, Filemon și Baucis, este povestită admirabil de poetul latin Ovidiu, cel stins pe meleagurile țării noastre din urgia lui August, împăratul Romei. Apoi legendele au fost reluate de mulți și alți scriitori. Numele Licaon înseamnă de altfel în limba elină lup. Frigia era un străvec ținut din Asia Mică. Legenda despre Filemon și Baucis a fost cântată și de renumitul fabulist francez La Fontaine. Pe aceeași temă s-a compus o operă comică de Gond. Motivul acoperirii cu apă al unor sate, orașe, castele, biserici, grădini, de către duhuri, vrăjitoare, vraci, supărați pe oameni, este frecvent întâlnită în toată literatura populară. Nenumăratele lacuri din țara noastră ca Techirghiol, cu apa lui sărată, lacul Ursului de la Sovata, lacul lui Ovidiu de lângă țărmul mării, lacul Sfânta Ana din creierii munților și altele au legende asemănătoare.